Ia zi, cum ai cu advent calendarul ăla? Păi, după cum spune programul ăsta, acum la fix ar trebui să se extragă câștigătorul unui sultan. E, oricum n-am eu norocul să câștig. Ha, înseamnă că e norocul meu. Salutare și bine v-am găsit la încă un episod din Bivlog. Sunt același nea Mirel, gazda voastră de 70 de episoade încoace. Miroase decembrie, miroase iarnă, asta înseamnă sărbătoare. Se simte sărbătoarea pe server de RPG încă de pe acum. Așadar vom vorbi despre tot ce ni se pregătește acum de sărbători pe servere, dar și alte noutăți. Vizionare plăcută! Bă, alegeți mă altul, eu nu citesc bătaia asta de joc. Dar ce? Eu vin aici să mă fac pe ăștia de râs? Bă, Michele, asta înseamnă să fii hater până la urmă, mă. Haterul de săptămâna aceasta este Robos Piratul. Dacă se bagă reduceri de Crăciun, poate-ți cumperi și tu simțul umorului înapoi. Cum adică noi n-avem simțul umorului? Fii atent aici. Un câine dădea târcoale unui copac. Dintr-o dată se oprește. Știi de ce Robos? Știi? Pentru că nu mai avea târcoale. Nu? Nimic? Sunt trei lucruri specifice sărbătorilor. Fuego, mirosul de brad și calendarul Advent. În perioada 1-31 decembrie avem parte de surprize în fiecare zi. Pe site-urile RPG, în secțiunea Advent Calendar, găsim 31 de cadouri pentru fiecare zi din această lună. În fiecare cadou se găsesc surprizele din ziua respectivă. Există două categorii de cadouri. Cadouri pe care le vor primi toți jucătorii online la acel moment și cadouri pe care le va primi un singur jucător online, acesta fiind ales aleatoriu. Așadar, cu puțin noroc, aveți șansa să vă îmbogățiți de pe seama acestor daruri. Moș Crăciun al Bizonului este foarte generos cu voi, așa că nu se admite ca luna decembrie să nu fiți online pe servere. Bă, hai să mergem cu Colin de anul ăsta. Trebuie să-mi plătesc factura la curent sau mă dă mama afară din casă, să moară mama. De la ultimul update, din ce în ce mai multe evenimente au loc pe serverele RPG. Protejează VIP-ul, dueluri, curse, tot felul de eventuri care mai de care mai interesante. Și asta pentru că sistemul de organizare a evenimentului a primit un update consistent. Organizatorul, alături de adjuvanții săi, au la dispoziție tot ce este necesar pentru a organiza cel mai distractiv event. De la locații speciale, arme, vehicule, până la comenzi de tip freeze, set armor și așa mai departe. Toate sunt puse la dispoziție organizatorului, iar acesta poate face un event de neuitat. Cred că oricine dintre voi este nerăbdător să organizeze un eveniment în aceste condiții, dar mai ales să câștige unul. Cel mai râvnit tip de event dintre toate rămâne X sau 0, unde odată la câteva secunde se vor pune întrebări, iar jucătorii trebuie să se deplaseze în zona corespunzătoare a răspunsului corect, X pentru nu și 0 pentru da. Cei care nu vor răspunde corect vor cădea prin trapa din podea și vor fi eliminați. Mult succes la câștigat eventuri! Va primi Nea Mirel un Infernus de Crăciun? Aplicația săptămânii. Aplicantul de săptămână aceasta este Andy Kuramanoo. Andy este un om foarte sensibil și rămâne marcat foarte ușor atunci când ceva îl deranjează. Acesta scrie la descrierea personală. Sunt un tip care nu e nesimțit ca tipul ăla de gamer care sunt la pari în pari și i-au zis în pari și a picat pari și au început să fugă de colo-colo. Ei, asta a dat descriere pentru o aplicație corectă. Orice lider trebuie să știe că jucătorul ce aplică pentru a intra în facțiunea sa nu este vreun nesimțit ca tipul ăla de gamer care sună par impar și i-au zis impar și a picat par și încep să fugă de colo-colo. Adică dacă vrei să intri în taxi și să fii un taximetrist adevărat, nu trebuie să fii vreun nesimțit ca tipul ăla de gamer care sună par impar și i-au zis impar și a picat par și au început să fugă de colo-colo, nu? Andy, nu știu de ce nu a vrut să te accepte. Mie mi se pare că ai toate calitățile necesare. Mult succes data viitoare! Cam acesta a fost și episodul 70 din Bivlog. Speram ca noul sistem de evenimente să fie pe placul vostru și să nu ratați vreun eveniment. De asemenea, sperăm să dăm de sugestiile și hitrarea voastră în continuare în secțiunea de comentarii de mai jos. Ne revedem episodul următor! Adică, dacă vrei să intri în taxi și să fii un taximetrist adevărat, nu trebuie să fii vreun nesimțit ca tipul ăla de gamer care s-a parit. Adică, dacă vrei să fii în taxi, hai, lasă-o, dracu.